avrete și mascota în acest moment prin rețetul dumneavoastră. Aplauze și pentru mascota, mulțumim frumos! Și un prim concurent. Da, eu da ce sport, o mașină în ediție limitată, din ceea ce știm noi, multe astfel de modele n-au fost fabricate atunci, în anii de demult apuși. Horațiu este la volan, okay. Horațiu Diudea se numește, este tot un Horațiu și el acolo. Horică, tată, dacă ești pregătit, dejuie cu tine, tată! Dacia 1310, Dacia Sport, la... Făcea furor pe vremea ei. Ca și o mică paranteză legat de modelul de Dacia pe care tocmai ați văzut, să vă uitați de aproape, să mai aveți ocazia să vedeți, parbrizul și luneta sunt la fel. Este singurul model de Dacia unde ce e sticlă în față, e sticlă și în spate. Să vină și Hyundai, să vedem. În prezentarea de astă seară, la Klausenburg Retro Race. Din ce are mașina? Anul... Din 78 are niște probleme la cutie. Mulțumim! Nu vă faceți grijă, o să fie bine. La cutie mulți avem probleme. Da, noi presimțim asta foarte multă. Mai și locul Berke, B-A-N-V. E mulțumesc și oricine ar fi mântul să aibă un astfel de model. Mulțumesc! Bună seara, bineînțeles! Întâmplări, așa o întâmplare că se legată de mașina asta pe scurt. Sper să n-am mâine. Bun, Doamne ajută! Succes, numai bine! Mâine în concurs, plus o apă la Aquavia, pH 9,4. Ce avem noi aici să rubiți? Voi deloc de unde sunteți? București de aici. Da, deci București anunță cel de la volan și a luat ghid de aici din zonă, să-ți poată timp mai bun mâine. Am înțeles, vezi care e combinația faptului. București din copul, vezi? Succes, numai bine! Opel! Hello! It's ok? Everything it's ok? Omul se simte bine, zice, felicitări organizatorilor, publicului, Doamne ajută, vă drag! Daia suntem aici să ne simțim bine la acest eveniment, Klausenburg Retro Racing, ediția 8-a la Dej, mulțumim de primire! Iată mașina minune din Republica Democrată, Germania! Nu minimalizați mașina după estetic, o fi de dimensiune reduse, da! Și motorul e redus! Succes! 3-3-5! Numai bine, totdeauna travanturile au făcut spectacol în concurs. Trebuie să o mărturisim. E cea mai mare mașină, cea mai lungă, dacă te iei și după de la refug pe care o lasă în spate. 2-3-4, să rămâne tău! Eu am povestit de la mine și... 90 mașina asta, am înțeles. Se prezintă foarte bine. Impozite mici, înmatriculări ieftine, cum să mai spune. Bine, mulțumim! Mașina unicat, Citroenul acesta este mașina unicat în România, la motorizarea ei. Revine Dacia 1300, care ne-a scos din multe probleme din anii 70-80. Tot o Dacia Sport, salut și ții numele tău și dacă vrei să spui două trei cuvinte despre mașina mea. Thank you.
curiozitate, mașina este din 89, tu ești născut în ce an? Puteam să pun pariu. Bun, ți-i spui mamă! Succes! Bată mult succes! Numărul 10 concurs. Și uite! Vezi mașina asta, parcă simți așa un miros de pizza. Te dare în cod de parcări din Cluj. Buongiorno sau bună seara. Spuneam așa întotdeauna cu mașina, știi? Ia, zi-ne și cum spunea la toată cuvinte. De unde ai de curiozitate? Și dacă nu au fost oameni care au vrut să ți-o cântere. Cea mai mare sumă pe care ți-a oprit-o cineva că se vin mașina asta, cât a fost? Trebuie să fi spus omul sus. E inestimabilă, treabă-l sacul de cartofi, unde-l pune când la țară merge? Colegul de acolo, nu știu dacă ai auzit întrebarea, sacul de cartofi, tată, unde vedeți să-ți încarcă-l? Dacă o să vedeți niște cartofi, niște palapule deasupra, să știți că e el. Bine, succes și ție! Succes! Numărul 1 în concurs! Am nevoie de un mecanic și mulți bărbați de utilaj, cred că am nevoie de un mecanic pentru mașinile lor. Este o mașină de 1921. Perfect! Ce mașină e? Mișule, ce mașină e? Ce mașină? Zine și nouă. Este o Toyota Evercore. 1921, fabricație, sunt bunit. Perfect! Și doamne, este mecanic, ați auzit? La așa mașină, așa o fată fană. Succes! Încercăm să ne auzim, dar microfoanele nu-și mai au rostul asemenea zborul, dar am primit și un taristan norocos, bănuiesc. Rămâne la noi, nu? Mulțumim frumos să fie primit. Zine și nouă numele tău și oamenii care văd din prima dată mașina asta, pentru că înțelegi, dar nervos, să știu două trebuie de despre el. Sunt Terek Neandră, din Habita și... Este o cravat un pic modificat. O să vedeți mâine. Să țineți minte partea asta cu un pic modificat, oameni. Sunt cel bun, da? Trebuie să vă spune că acest cravat a fost... Bună seara! Numele tău și numele copilotului? Am înțeles! Mulțumim frumos! Să vă simțiți bine! Trabantul rezistă în timp! Acest rucsac al automobilului rog german! Zici și mie unde s-a microfonul, să se audă mai bine. Are o fisică în porbagaj, o ce sunt, broaște, întorc cu... A, are preloc cu broască, nu-l vedeți, dar dacă sunteți curioși, vă pot arăta băieții. Salut și vouă! Salut! De unde veniți? De aici, din Dezi. Contrăiți? Deci pe partea de sunet, Muri e responsabil. Am înțeles, nu mai ani mănunțe din ăsta, pasionat. Bine, încă din copilărie, am înțeles, pe succes. Succes! Roscuța! Cum îi spuneam? Asta e Olsi, mă, mișulică. Olsi și cer. N-am mai văzut de mult. Parcă electric, știi că astea, motoarele electrice, astea mai noi, nu le auzi nici să fii lovit pe stradă. Salut! Salut! Cumpărată sau moșterită? De la o rudă, o bunică, o mătușă? Un pic numai să stai mai încolo, să nu sară. Câți kilometri are? Are 84 de zi, dar...
De ce an e? La 20.000 de kilometri, anul 1996. Perfect. Iar pe locul din dreapta, acolo, cine e? Emilia. Am înțeles, rămânem la nume doar. Emilia. Bun, succes, Emilia. Succes, băi. Cu Old City. Și a făcut și Orsitu treaba în România, a prins foarte, foarte bine. James Bond! Frumos! Și dacă ai vedea și frumusețe de tatuaj, scuză-mă, nu știu care e relația dintre voi doi. Nu mă interesează, dar tatuajul e senzațional, pe bune. Salut! Foarte calm, mă, ce plac oamenii ăștia așa, ca alt mașini nervoase, supărate. Ține și nouă numele tău, numele ei și... Ce mașină e? Ce mașină e pus la final, cine a făcut tatuajul? În 80, vezi și tot și restaurat în Germania, la un moment dat, și am făcut turele pe aici. Perfect, vrem să vedem și unii chestii astea, să vedem turele pe care le face pe aici. Succes! Noi merg, deocamdată prezentarea, mulțumim frumos! Asta înseamnă pasiune, ați auzit modificată din Germania, mulți bani investiți, asta înseamnă pasiune. Salut, e tot Fiat cu tine. Hai să vorbim așa, vrei? E mai ușor, că avem pe sus pe aici acces. Zine de mașină. Cu buruza mea e din 71, e dragă și să ne vedem mâine. Am înțeles, nu o să mai stau așa, că știu că nimănui nu-i convine, mai ales să ia mașină să stai. Dați-o șterg, na, să fiu sănătos. 3-1-4, baftă! Din 1971. Mă gândeam acum ce făceam în 1971, dar nici scrisori de dragoste nu era. Nu făceai nimic. 2-3-9, salut, numele tău? Tu ai venit de la Cluj, că te-am văzut astăzi. Am înțeles. Ce mașină este? E un Porsche din... 1911 din 72. Frumos! Porsche! Cred că l-am văzut într-un serial, modelul ăsta la David Duchovny. Doar că avea un far spart. La așa mașină, unde-i fata la așa mașină? Există în plan așa ceva? Unde-i fata? Fata e acasă cu copilul, aștept un copilot. Felicitări! Doamne ajută! Porsche! Succes plus o sticlă de Aquavia, sponsorul acestui eveniment. Apa minerală. E o perpigră, îți spun că am vrut să-mi iau și eu la un moment dat în facultate. Salut! Nu, stai acolo, că pune cobor, la cât ești de încorsetat, să spune că evenimentul, să știi, pe lui nu mai ține. Ține și nouă numele tău, te rugăm frumos, două, trei cuvinte despre mașină. Foarte bine, m-am găsit, eu sunt Bogdan, sunt din Cluj. Am stat o perpigră 96, construit cu jucurile la Universitatea. Da, un student, ce? Bravo! Bravo, felicitări! Super! Am fost la punct cu studenții de la Universitatea Babeș Bolyai. Cum ziceam în copilărie, Renault! Da. Renault rămâne! 2.06 este numărul vostru. Sperăm să vă foarte noroc, să spunem așa. Planuri, gânduri pe mâine. Bune! Nu? Am înțeles. De ce an e Renault, meșule? Anul. A de fabricație al modelului. 91. La mulți ani să trăiască. Mulțumim! Succes! Baftă! Păzea, păzea! Ia să vedem despre ce este vorba aici. Zice așa, Basrom de strada Bistriței numărul 2. Salut! Salut! Andrei Pobărbesc. Ce mașină e? Toyota Civic. 99. Toyota Civic. Da. E un fericită din pe el, am văzut cu Petița, ceva mai devreme. Da, să trăiască la mulți ani. Am înțeles și ține pumnii tăticului de pe margine, bărind. Perfect. Mulțumim frumos. Succes, cu Toyota Civic. Legal. Moscuța. E peste de capacitate. Deja e o pută la refuz, am înțeles. Maxim. În spate aveți cameraman, cine o filmează? Corect. Fata, da? Da, e fata. Da. Și fetele sau doar și fata? Fetele cuiva. Dacă vă lipsesc două fete, să știți că n-au dispărut, sunt la domnul mașină.
Sunt aici, în broscuța asta. Succes! Succes! Mai bine! Revenim la BAV, la ursulețul BAV. Salut, bună seara, numele tău? De unde vine Mișule? De unde ești, deloc? Dacă de calm vorbește omul, e original, da? Poate n-ați înțeles. Bine, originalule, baftă! Succes! BAV, Vișiniu, un alt BAV. La volan e un tip pe care l-am mai văzut, Ștefan, și la petițiile trecute, Klausenburg. Nu mai scăpăm de tine? Niciodată. Bine, mulțumim, gata, cu tine am vorbit destul. Edițiile trecute, cât pentru 10 ediții, succes, baftă! Succes, plus cu minerală Aquavia. De asemenea, sponsor Twin Motors, Prima Invest, am mil distribution, o să vă mai am timp și pe celălalt, pe joc. Nu mă înțeles, Horatiu pregătește un mărci pentru băieți, te rugăm, mulțumim, numele vostru, de unde sunteți voi? Garbea ta, am înțeles, tu umbli cu rivalul, pe locul din dreapta. Să nu o faci mâine, să nu o faci mâine, că nu să fie bine. Succes! Nu mai vine cu Peugeot! Foarte prostuță! Foarte prostuță, decapotabilă! Bună seara! Singur, singurel? Da, da, și cu prietenii. Sunt celelalte mașini. A, prietenii, dar nu, prietenă, soția, adică... Acum singur. Este singur! O să-și facă de cap. E singur, da? V-ați prins, bine! Două, trei cuvinte despre mașinuță, de când e? E din 64. Aoleu! Condiționat, motor, caroserie, ani de zile am lucrat pe el. Și ai investit bani? Și ai investit și bani? Apropo de mălai, că vorbeai de valută. Așa, cu aproximație, cam care a fost investiția pentru aduce la stadionul ăsta? Mașina din 64. 5.000 de euro. Bine, mulțumim! Nevasta, nevasta ce a zis? Lăsați! Lăsați, că poate nu știe! Poate nevasta știe 3.000! Nu 5! Succes! Fordo decapotabil, frumos, elegant! Aici e o familie întreagă, au și mascote, fetele, tot ce vrei, mergeți în concediu sau? Concediu, dar ce plăcut la ce frumos. Pe rând să-i aflăm pe toți. Dragă, Iberiu, Ana Alina și în spate pe bună pe lei, Ciprian. Perfect, să vă poartă noroc cu buruzele. Succes! Iată, eleganța unei mașini echi. Chiar de la Maramu? Direct de la Maramu. E bine. Frumos, mașina asta am mai văzut-o și prin trafic. Ține despre ea tu că tu ești șeful. Am lăsat pe viață un mic mașinul. Perfect, e frumoasă. Stare originală, precum o vedeți, dragi prieteni. Bun noroc. Trecem de la roșu la negru. Succes. Și la roșu negru. Da, da, roșu și negru, sau alb negru. 268 e numărul tău, ține numele, prezintă-te frumos, prezintă-ți... Dar și unul poate să se prezinte, că e liber. Numele meu, mașina e un BMW M3 Evo, de 3200, din 98, tare original. Perfect, mulțumim, e suficient. Succes! În stare original, acest BMW negru. Iată încrederea noastră, că e de la Mureș. Poate mă duceți pe mine până acasă la mama. Chiar din Mureș, da? Nu, Sighișoara. E de la tine? Da, Sighișoara? Da. Păi el să-l duceți atunci. Bun, numele și două, trei informații despre mașină. Constin Drăghici, Golf 2, 1.9 TDI, din 87. La revedere, succes! Unul, patru, unul, salut și ție. Tot din Mureș. Sighișoara, dețin un Golf 2. Un nou TDI, la pariu, că nu cunoști pe unul din fața ta. Nu cunoaște, că ai plecat de mult din Sighișoara, dar urcă cetatea. Urcă cetatea, auzi mașina, urcă cetatea, e testat-o, dacă urcă drumul cetății. Iar pe participantul care a fost înainte, nu-l cunoști? La pariu, ți-am spus, vezi, câștigam. Bun, succes, 141. Veniți din Sighișoara special la Klauso Mo Retro Racing, ediția a 8-a, aici, la Dej. Tot Mureșul la putere. Toți au aceleași mașini. Toți Sighișoara, ca să... Dar nu-i cunoașteți. Dar e Sighișoara pe bune? Ți-e rușine? E rușine cu ei? Nu, dar nu. Am mai rămas cine?
venit la Sighișoara? Cred că nu. Am venit tot aici. Cine e pilotul din dreapta? E un băiat fain. Cristian. Aș vedea pe Cristian cum stă de degajat, de liniștit, e pe primul bun înseamnă. Să terminați cu bine zilele astea, că dorim aici la clauză. Sighișoara? Nu. Bun, hai. Cum ești? Sunt de-ai mei. Ei vă rog. E bine? Despre mașinuță vrem să știm câteva informații. Yes! Așa să faceți voi la final mâine. Să fie cu succes! Yes. Din Târgu Mureș, cu BMW-ul Ursuleț, cum îi spune, prietenește. Sunt curios dacă participă și domnul de la intervenție.